Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șef Adi Hădean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la masa de seară și pentru a le servi la cină o porție foarte mare de întrebări cu mult bun gust. Invitatul nostru din această seară este primarul general al capitalei, Nicușor Dan. Bun găsit, Adi! Bună seara, Ionela! Despre sentimente vreau să vorbim în debutul acestei emisiuni. Eu am venit astăzi la serviciu cu o curiozitate firească a unui jurnalist care nu l-a întâlnit până acum pe primarul general al capitalei, pe Nicușor Dan. Tu cu ce feeling, cu ce sentiment intri azi în bucătărie? Eu sunt așa, pe zona de optimism întotdeauna. Mă gândesc că poate avem noroc și astăzi și ne iese mâncarea, nimeni nu tușește de la ea și everybody's happy, cum ar zice la noi la francezi. Uite, Kaufland a lansat campania România știe să gătească și te-aș întreba, Adi, de câte ori pe săptămână stai în bucătărie, dar poate nu-i relevant totuși răspunsul tău, tu fiind bucătar de profesie și atunci șefii acolo stau în bucătărie, nu? Românii, pentru că au fost întrebați, 100 de români, sunt multe răspunsuri pe kaufland.ro și multe informații interesante acolo. 53% dintre români intră în bucătărie de 2 sau de 3 ori pe săptămână și 23% chiar în fiecare zi. Deci România gătește zilnic și gătește cu sentimente. Care sunt emoțiile pe care românii le simt atunci când intră în bucătărie? Tot din sondaj citesc. Iubire, nostalgie, încredere și mereu cu mare bucurie. Slavă cerului că în această țară avem rețete provenite din toate zonele României și oameni faini care știu să gătească. Da. Tu de câte ori gătești? În fiecare zi? Acum, sigur că gătesc în fiecare zi, dar dacă vrei pot să spun ce s-a schimbat în viața mea în ultimii ani, hai să zicem în ultimii 2 ani. Până atunci eram așa, ca bucătarul ăla, foarte ocupat să gătească la muncă, într-una, și gătea acasă foarte puțin, dar de 1 an jumate spre 2 ani am început să gătesc acasă, poate nu fiecare zi, dar de 4 ori pe săptămână fac ceva de mâncare. Știi că e, nu știu, au mai crescut copiii, parcă vreau să rămână... cu amintirile astea despre casa în care au crescut, că mirosea frumos la mâncare, veneau de la școală și dădeau cu nasul de miros de supă sau de ciorbă și dimineața când se trezeau înainte să plece la școală le mirosea frumos a micul dejun proaspăt și lucruri de felul ăsta. Știi? Tu ești oricum peste media acestui sondaj și vreau să vorbim și despre motivația oamenilor de a intra în bucătărie des, de mai multe ori pe săptămână, 91% sănătate, 89% pentru a economisi. Deci... Unul n-ar intra că vrea să învețe să gătească mai bine, a? Nu, n-a reieșit din sondajul ăsta. Ce concluzie trag eu? Că România, da, știe să gătească, iar Kaufland susține românii în fiecare zi cu produse proaspete, le avem și noi aici la cină, ingrediente de calitate cu care poți găti fără grija prețurilor. Avem și vin la masă în această seară, un vin bun, da, Chateau Val Vist, de acord. Un merlot care merge bine cu ce gătim, Adi? Apropo de fără grija prețurilor, știi, porcul iberic e de obicei ceva așa de la mediu în sus, cum ar veni, știi, inclusiv din perspectiva prețului, dar la Kaufland se găsește din când în când porc iberic la un preț dezvine să iei 2 bucăți. Și îți vine să înveți toată România să gătească. Da, de ce nu? Doamnelor, domnilor, foarte simplă și rețeta din seara asta. Cotlet de porc iberic cu osul la el și morcov românesc, calitate superioară. Cum se întâmplă lucrurile? Mai întâi iau morcovii, curății, spăl, îndepărtez codițele, dar nu integral. Păstrez așa o bucățică, în principiu de fason, nu din alt motiv. Îi stropesc cu puțin ulei de măsline, cu zeamă de lămâie, le dau sare, le dau piper, îi pun pe hârtie de copt într-o tavă, la cuptor, la 200 de grade Celsius și țin acolo până când morcovii sunt pătrunși, adică vârful cuțitului intră foarte ușor în ei. Când văd că lucrul ăsta s-a întâmplat, opresc căldura cuptorului, pot să mai țin morcovii în cuptor dacă vreau, dar nu foarte mult timp, și mă ocup de cotlet care se gătește foarte repede. Mai întâi îl tai, uite așa, os cu os, îl condimentez cu sare, cu piper, stropesc o tigaie cu foarte puțin ulei de măsline și frig cotletul de porc 4 minute pe o parte, 4 minute pe cealaltă. La urmă vin cu niște unt, îl pun acolo, stropesc cu un gât de vin, amestec bine. Am și un pic de sos și dacă vreau să pun niște cimbru sau cimbrișor pot să fac lucrul ăsta. Dacă vreau să zdrobesc un cățel de usturoi și să-l pun în tigaie împreună cu cotletul de porc, pot să fac și asta. Dacă o să le fac, rămâne de văzut. Dacă le faceți voi acasă, știți cu siguranță mult mai bine decât mine. Hai să vedem! Nicușor Dan, primarul Capitalei, este cu noi la cină. Bine ați venit! Bună seara! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Noi vă mulțumim că ați ajuns în sfârșit la noi în studio. Ați venit cu mijlocul de transport în comun sau cu mașină personală? Cu mașina instituției. Dar mergeți și cu transportul în comun, așa am citit despre dumneavoastră. Și cu transportul în comun, și pe jos, și cu mașina personală. Unde vă prinde de regulă ora mesei de seară? Ora mesei de seară, trebuie să vă mărturisesc că de obicei nu mănânc seara, dar acum am venit la cină și o să mănânc. Dar de obicei nu mănânc seara, mănânc foarte consistent dimineața și la amiază, iar ora mesei mă prinde de obicei la birou și miza este dacă ajung înainte sau după 8, adică înainte de ca copiii să se ducă la culcare sau nu. Sau după, nu? Din considerente de sănătate sau țineți la siluetă? Din considerente de sănătate și țin la siluetă. Perfect. Și gătiți? Să știți că nu gătesc, însă nu mor de foame. Știu să fac ochiuri și păpară. Și la colțul străzii e mereu o șaurmerie. Și în timpul pandemiei am fost la Făgăraș. Că era, locul fetița, natal. Da, fetița era mică și era mai mult spațiu, avea grădină, fiind izolați în pandemie. Și soția Mirabela a trebuit să vină până la București, am rămas eu cu fetiță și am văzut ce avem prin cămară pe acolo și am pus în ulei un cașcaval pe care l-am găsit și a zis ăsta e cașcaval pane. Și vreo 2 ani de zile copilul zis, așa a știut. Nu, a zis că asta e, pentru că i-a dat-o taică-să, că asta e mâncarea ei preferată. Asta e standardul. De aici începe cașcavalul pane. Îl lăsăm pe Adi să meargă în bucătărie și vă invit să luați loc. Domnule primar, am citit pe undeva că aveți mereu la dumneavoastră o bucățică de hârtie pe care vă notați lucruri importante, o aveți din agenda. Da, am lăsat-o în palton, dar dacă veți... Ce era scris astăzi? Ce aveți astăzi? Trecut acolo. Sunt cam 10 idei pe zi pe care le primesc și la sfârșit de săptămână le selectez și o parte dintre ele sunt programul pe săptămâna viitoare. Da, pe mine mă miră că încă scrieți cu pixul pe hârtie, nu? Adică nu puteți să puneți într-o notă în telefon? Nu-i mai simplu? Nu sunt așa de sofisticat cu bine. Device-urile. Da. V-ați născut în Făgăraș, dar aveți buletin de București, e în regulă, da? Da, asta nu puteam să candidez, dar și ilegal aici, da, nu, haideți. A fost o glumă, desigur, da, sigur da. Că aveți buletin de București. Cu domiciliu unde? Nu dați adresa. În momentul de față stăm într-un cartier de case în zona viilor, foarte frumos, în care pentru că nu e un cartier de tranzit, sunt foarte mulți copii pe stradă care se joacă între ei și e foarte, asta e ceva foarte bine pentru copii. Așa a fost și în copilăria noastră? Da, da. Cu joacă pe stradă? Da, da, da. Care erau acele jocuri pe care le jucați acum 50 de ani? Păi jucam fotbal. Aveam ne alergam prin cimitir. Prin cimitir? Stăteați lângă un cimitir? Era aproape de casă? Totul era aproape, că stăteam în casa părinților, este într-un fost sat care a fost acaparat de orașul Făgăraș și toate erau acolo, școală, biserică, cimitir, terenul de sport care era terenul de sport al școlii, în sala de sport. Deci aveam ore de la 8 la 12 și în sala de sport era o masă de ping-pong. Jucați tenis de masă? Da. Și până când femeile de serviciu, o femeie de serviciu care făcea curat în cele 8 clase de acolo, noi jucam ping-pong de la 12 la 3 și ne dădea afară când pleca acasă. Deci fotbal, ping-pong, ce vă doreați să deveniți când erați copil? Eram foarte influențat de ce auzeam. Auzeam că... medicii câștigă bine, deci vreau să fiu medic, după aceea am auzit că preoții câștigă bine, am vrut să mă fac preot și bine. Și la un moment dat am încercat să repar o minge, că mingile erau foarte prețioase în vremea aia și împreună cu un prieten am reușit să punem un petic la o minge, se băga un cuțit în foc, în fier și după aceea se punea pe minge, se punea peticul și se prindea. Cam ce fac la vulcanizare. La vulcanizare, da. Așa. Și încercând să fac singur chestia asta, m-am tăiat la deget și mi-a venit pe brusc să leșin și atunci am știut că nu o să fiu medic. Ați ajuns doctor, dar în matematică și mult mai târziu, din câte știu, dar avem vreme să vorbim și despre asta. Vă amintiți când ați venit prima dată în București? Cum a fost prima vizită în capitală? Eram foarte supărat pe părinții mei. Mergeam în fiecare an la mare. Nu, în primul rând că aveam pe acolo unde mâncam toți patru, părinții și sora mea și cu mine, aveam harta României și acolo erau toate orașele făcute cu anumite dimensiuni și Bucureștiul era uriaș pe hartă, cum este și acum. Și tot timpul vreau să văd Bucureștiul și eram foarte supărat, în fiecare vară veneam la mare cu mașina și tatăl meu nu vrea să treacă prin București și înloculeam pe undeva, în fine, Ploiești, Buzău, ca să ne ducem către mare. Și tot timpul mi-am dorit să ajung în București și am fost, cred că prima oară eram în clasa 9, când am fost la un concurs de matematică și cu colegii din Brașov, că era pe județe toată chestiunea asta, ne-am dus și am mâncat, am coborât în Gara de Nord, trebuia să schimbăm niște trenuri și aveam o oră jumate, două între ele și ne-am dus de la Gara de Nord la Atene Palace, am băut cafe frappe și ne-am întors la Gara de Nord și ne-am dus acasă. Deci vi se părea la fel de mare și în realitate ca bula de pe hartă? Era o fascinație. Și după aceea, tot în clasa 9, am venit, se făceau în momentele alea, se făceau loturile de matematică și am stat aici în cămin. Deci asta se întâmpla în anul 1985. Și am stat în cămin 3 luni, într-un cămin pe strada Occidentului, foarte interesant. Mergeam în Piața Matache, beam suc de mango și aveam și am niște veri care locuiau în Crângaș, se construia cartierul Crângaș atunci și m-a impresionat. Deci era practic câmp care devenea cartier de blocuri și erau toate blocurile noi și albe și asta a fost o imagine foarte interesantă pentru mine. Am citit că v-ați spart capul de 4 ori, e adevărat? Adevărat. Cum ați reușit? Cum ați reușit? Nu mi le aduc aminte pe toate. Știu că prima oară am căzut și mi-am spart capul de... oala din care, cea unul din care mânca câinele, asta s-a întâmplat între 1 an și 2 ani. Odată am făcut un joc cu sora mea și am intrat în coșul de rufe și încercând să ies de acolo, era un coș din ăsta de nuiele înalt și încercând să ies de acolo s-a dezechilibrat și am căzut cu capul de calorifer. 2. Așa, odată mă grăbeam, aveam o pivniță și... era vremea în care încă mai făceam papucii cu cremă și mă grăbeam să ajung la ceva și de pe scară m-am lovit cu fruntea așa și odată un coleg, trebuia să debarasăm un teren unde erau cărămizi, molozi și așa și mi-a aruncat direct în frunte, fără să vrea. Deci iată, vi le amintiți pe toate 4, da, sunteți bine astăzi. Împărțeați vina cu sora noastră atunci când făceați năzbâtii? În fața părinților cel puțin? Nu, ne acopeream. Da? Ne acopeream, da. Bineînțeles, eram pedepsiți amândoi, dar eram corecți unul față de celălalt. Mama noastră contabil a fost, nu? Da. La remat și tatăl noastră a lucrat la combinatul chimic din Făgăraș. Faptul că ați crescut copil fiind adolescent într-o familie relativ modestă, v-a făcut ca mai târziu să vă doriți bogății? Spuneați un pic mai devreme că vă doreați să fiți preot pentru că părea o meserie bănoasă, da, doctor pentru că de asemenea... Da. Poate la o vârstă foarte fragedă, dar ulterior am înțeles. A început să-mi placă matematica, mi-a plăcut matematica. Nu, m-am desprins de... La școală erați tocilar, mâncați matematică pe pâine, că toți suntem la cină? Până în clasa 8 aș zice că da. Și... dar eram un fel de... Era totul foarte mecanic, așa. Eram cel mai bun din clasă, învățam la istorie, de exemplu, învățam ani. Cum era un tipic din ăsta. Deci pasionat de cifre, repetat, atras de cifre. Da, repetitiv. Și când m-am dus la liceu, din start am luat un 4 și un 6. La matematică? La istorie. La istorie, pentru că profesor de istorie vrea să gândim, nu doar să-i reproducem niște cifre, să-i descriem niște fenomene. Eu nu aveam exercițiul ăsta. Doar învățați sau mai și fugeați de la ore? Primul rând că a fost un liceu și este în continuare un liceu foarte serios, Radu Negru, Făgăraș. Un liceu chiar foarte serios, foarte sever, se închidea ușa cu lacăt la 8. Nimeni nu mai intra. Armata și la liceu? Că ați făcut și armata ulterior. Aveam un director foarte inimos de care ne era frică tuturor și profesorilor, cred. Așa, un om foarte, care a ținut foarte mult la liceu. Și am avut norocul să am o clasă cu fete și cu băieți foarte interesanți, personalități puternice și cu care am legat o strânsă prietenie și ne vedem, ne-am văzut anul trecut la întâlnirea de 35 de ani. Nu mai avem timp ca să ne vedem cât am vrea, fiecare familie, obligații și așa, dar pentru formarea mea, nu vorbesc despre ei, în anii ei a fost foarte intens. Da. Intens este și la cină, mai cu seamă atunci când vine mâncarea. Da, bine miroase. Mulțumesc, mulțumesc, Adi. Cu plăcere. Poftă bună. La noi, simplu, la emisiune, chiar se mănâncă. Da, e pe lejer. Nu e butaporie. Nu, cotlet de porc iberic, morcovi copți și o salată simplă lângă, să fie bine. Vă rog, poftă bună. Mulțumesc. Foarte bun, mulțumesc. Mai bun decât în armată, nu? Că încet, încet vreau să mă duc către acea perioadă a vieții noastre. Ați făcut armata. Da, 9 luni la Bacău. Cum a fost? Interesant, ce să zic. Eu toată viața am fost mai nocturn și trebuia să ne trezim la 5:30, să mâncăm, să ne facem patul până la 5:35, să ne spălăm, fel de fel de lucruri. Da? Militarie, că de aceea e armată. Dar... am primit un sfat și de la prieteni mai mari și așa, în armată să încerci să treci neobservat. Și după o săptămână m-a luat un ofițer. Tu ai câștigat o olimpiadă, nu? Da, am nevoie să-i dai meditații. Așa ați făcut noastră armată, da, meditații și... superiorului, copilului. Așa și pe chestia asta mă duceam acasă la... copilul respectiv și era în 88-89 și mă plimbam prin oraș, aveam hainele mele, eram foarte... Da. Acum, serios vorbind, știți că se discută despre un stagiu militar facultativ, scurt și plătit. Cum vă pare ideea noastră care ați făcut armată? Obligatorie la vremea respectivă. Eu cred că e o idee bună. E o formă de disciplină și de maturizare pentru bărbați, da, pentru copii sau, în fine, tineri. După armată, ați venit în București la facultate, nu? Da. Cum ați regăsit orașul? Deci asta s-a întâmplat în 89. Deci am venit la facultate în septembrie, octombrie 89. Anul Revoluției. Înainte de Revoluție. Fine, a fost o perioadă de acomodare. Am stat în Căminul Grozăvești, foarte frumos, erau petreceri și așa. Am prins Revoluția în vacanță la Făgăraș și după aceea... Anii 90 au fost extrem de interesanți. Prin perspectiva, părea că totul e permis. Adică nu exista, ieșisem într-un regim, intram în altul, nu avea niciunul dintre noi, nu avea reperele ce înseamnă să trăiești în democrație. Ce înseamnă libertatea. Da, mult promisă atunci. Da, nu? Da. Și atunci... Chiar mi se părea că totul e permis și totul era foarte efervescent. Vreau să spun că am plecat în 92 din București, m-am întors în 98, iar tot în București, când îmi plăcea să trăiesc aici, aveam biblioteca Institutului, aveam nostalgia petrecerilor din Văzărești pe care în Franța nu le găseam deloc, oricât le-aș fi căutat, așa, deși căutam comunitățile de români și așa. Unde și când ați cunoscut-o pe Mirabela, mama celor doi copii ai dumneavoastră? Cluba, acum aproximativ 19 ani. Dansați? M-am dus să dansez, da. Și eu eram... Dar dansați, adică cu scheme complicate sau așa de pe un picior pe altul? Ce să fiu? Să știți că am făcut un curs de dans foarte interesant. Eram în anul 3 de facultate și am făcut un curs de dans la Casa Studenților Preoteasa, unde am învățat dansuri clasice, vals, așa. Am rămas cu câte ceva de acolo, dar mai ales cu un fel de disciplina mișcărilor și dacă improvizezi și ai un pic de disciplină... Merge orice. Merge orice. Bun, deci într-un club, în inima capitalei, ați văzut-o și mie îmi plac poveștile, să știți. Da, eram într-o perioadă în care tocmai ieșisem dintr-un angajament profesional, adică eram cercetător la institut și în paralel m-am ocupat câțiva ani de o școală care să țină studenții în științe buni, olimpici, și să-i țină în România. Și eram în perioada în care abia eram pe cale să mă eliberez de chestiunea asta. Nu intrasem încă în povestea cu Salvați Bucureștiul, patrimoniul urbanist și așa, și eram într-o perioadă în care făceam matematică și seara ieșeam în club. Uneori cu prieteni, uneori singur și așa s-a întâmplat. Am ieșit în club, am dansat, am povestit, am schimbat numele de telefon, am sunat-o și... s-au trecut 19 ani. Aveți doi copii. Aheia, 8 ani, și Antim, 2 ani. Cum ați ales numele? Nu sunt nume tocmai obișnuite. Da, a fost foarte complicat. În primul rând că vestea primului copil a fost ceva extraordinar pentru amândoi. O să avem un copil și o să avem o fetiță, asta ce m-a bucurat pe mine foarte tare. Așa, că vreau o fetiță care se semene cu mama ei, dar seamănă cu tatăl ei, așa se întâmplă. Dar știți că fetele sunt mai apropiate de regulă de tați. Ba, așa e și la noi. Așa, și atunci am procedat foarte științific. Am căutat, inclusiv în indexul la istoria religiilor, am căutat. Vreau să fie ceva special pentru... fetița noastră și până la urmă ne-a plăcut foarte mult. Aveam și o listă cu cele mai bune dintre ele și la un moment dat ne-a venit numele Zaheia și mi s-a părut fantastic. Dar era corespondentul lui Zaheu, personajul biblic, Zaheu. Și când știam de Zaheu, dar nu știam foarte mult. Și era... un negustor gras și cam meschin. Și atunci am renunțat la Zaheia, dar ne-am venit așa printr-o idee să fie Aheia în loc de Zaheia și așa a rămas foarte mulțumit de numele. Și Antim? La Antim a fost foarte greu pentru că... Și mai greu, adică? Mult mai greu. Pentru că la o fată, așa cel puțin credem noi, la o fată să ai un nume mai deosebit, nu e o tragedie, dar la un bărbat să aibă un nume deosebit... Avem Nicolae, Vasile, Gheorghe, Ioan în România. Ilaritate. Deci Mirabela trebuia să se ducă ziua următoare la spital, să nască și noi încă nu aveam un nume. Și atunci am luat... calendarul creștin-ortodox și am găsit Antim în el. Ne-a plăcut Antim și a rămas Antim. Cât timp sunteți tată? Cât timp sunteți primar? Prea puțin timp. Din păcate sunt prea puțin timp tată. Și fetița mai îmi reproșează din când în când. Tu niciodată n-ai timp. Hai, ia-mă la primărie. Așa. Nu vreau să iau la primărie, că acolo toată lumea o giugiulește și nu vreau. Vreau să... Toată lumea... Da, e fata lui primar. Nu. De ce vă temeți că îi se poate urca la cap? Da. În modul cel mai serios, da. Să creadă că totul îi se cuvine pentru... Da. Nu. Așa, și atunci mergem dimineața la... Dimineața ne trezim la 6:30, toți trei, băiețelul mai doarme și conversăm așa în timp ce mâncăm, în timp ce ea se îmbracă, mai încet, eu mai repede, așa, și o duc cu mașina la școală și după aceea de acolo mă duc la primărie. Și o iau eu sau Mirabela o luăm și uneori ajung înainte să se culce, alteori nu ajung, amândoi, că se culcă cam la 8-8:30. Îi luați deseori la concerte? Mi-aduc aminte de o imagine cu dumneavoastră cu băiețelul la concertul Depeche Mode de anul trecut, pe Arena Națională, legănând copilul până a adormit, ca mai apoi să ascultați dumneavoastră Depeche Mode, nu? Da, mie nu sunt mare fan de Depeche Mode, dar Mirabela stând mult timp cu copiii, ea vrea un concert. Erau mai mulți colegi din primărie care au fost la concert acolo și, în fine, ne-am dus ca să stăm și cu ei puțin și atunci, pentru că băiețelul, le-am pus și căști pe urechi ca să fie clar, că să nu-i afectăm cumva, băiețelul a dormit repede și atunci, pentru că eu mai ieșisem în lume, dar Mirabela nu prea, am rămas eu cu el în brațe și ea s-a dus și a dansat și a cântat. Unde și ce nu au voie copiii noastre? Ce nu le permiteți? Am înțeles, nu vreți să o luați pe fetiță la primărie. Da, nu, încercăm să avem parte de autoritate. Eu cred că autoritatea e ceva important, pentru ca copilul să simte că părintele lui controlează. Cine este mai sever? Noastră sau... Eu. Da. Deci asta cred că... Aveți pentru... jocul polițistul bun, polițistul rău și ați... Nu facem strategii, nu. Dar încerc, în fine, Mirabela sunt mai mult cu ei... E mai prietenă, cum ar fi. Eu, fiind mai din afară, când spun ceva, cam se întâmplă. Așa. În rest, foarte important să-i dai copilului încredere în el. Mi se pare cel mai important. Bineînțeles, spunându-i care sunt limitele, să nu-i spui că greșește, să-l încurajezi, chiar dacă nu a făcut lucrul cel mai potrivit, dar... încurajându-l să caute el însuși, să nu replice niște formule și încercând să fiu deschis cu ei, tot timpul deschis și aproape când sunt cu ei. Și dacă ei se bucură când mă văd, e bine. V-ar plăcea să meargă pe zona asta cu cifre? Nu vreau să pun absolut niciun fel de presiune pe ei. E foarte important ca omul să facă ce simte el că îi face plăcere. Mie mi-a plăcut matematica, am făcut-o, mai întâi am făcut-o așa de un fel de cursă cu obstacole, hai să văd că sunt mai bun ca alții, după aceea mi-a plăcut cu adevărat când am descoperit matematica adevărată, aș vrea ca și ei să facă ce le place și mi-ar plăcea foarte mult să rămână în România. Să rămână în România? Vă temeți că ar putea pleca? Da, mă tem, da. Vă doriți să plece? Și dumneavoastră ați studiat la Paris. A, bineînțeles, să plece, dar să se întoarcă, da, bineînțeles. Apropo de studiile la Paris, ați stat o vreme și acolo. Credeți că ați reușit în calitate de primar să aduceți ceva din Marele Paris în micul Paris? M-am dus la o școală acolo și înainte să mă duc la acea școală a trebuit să dau un concurs și prin Ambasada Franței din România am locuit într-o familie. Și mi-am dat seama cât de mult mi s-a schimbat mentalitatea din 92 până în 98, pentru că aveam discuții cu domnii din familia aia care ne-au găzduit 2 săptămâni și ei îmi spuneau de chestiuni cum ar fi implicarea în comunitate și lucruri din astea și mie mi se părea foarte straniu, ba chiar ridicol. Adică în opinia mea de atunci... mentalitatea de atunci. Da, cu mentalitatea de atunci, fiecare era pe cont propriu și erau alții care se ocupau de chestiunile sociale, să le spun, sau de comunitate. Da. Profesorul meu era mare profesor de matematică, cercetător, membru corespondent în Academie și nu știu ce, și era implicat într-un ONG de arme, împotriva armelor chimice și nu știu ce. Ce prostie! La capacitatea lui mă gândeam eu să facă prostii din asta. Și încet, încet, cred că mi s-a schimbat mentalitatea. Când am venit, am încercat să înființez, am și înființat o asociație. Și... Primul loc de muncă plătit, unde a fost? Să știți că există o colectivitate, sau în fine, există o instituție, Institutul de Matematică al României, al Academiei Române, care tot timpul a fost o, ca să spun așa, o oază de bun simț. Adică acolo e un loc, în fine, sunt 60, 80, 100 de oameni câteodată, un loc în care nimeni nu vrea să fie director, de exemplu. Că nu, lumea nu-și dă coadă, dimpotrivă, fiecare încearcă să-și vadă de treaba lui și așa, deci tot timpul a fost un loc foarte bun și încă de când eram student în Franța, directorul de atunci, preocupat ca oameni buni să se întoarcă în România, ne-a oferit mai multora o poziție și veneam și ne plăteau. Deci încă din 94, eu eram doctorant, am început în 92 studiile, m-am întors în 98 și din 94 până în 98 am fost și până în ziua de azi am fost angajat la Institutul de Matematică. Și bineînțeles, în anii aia primeam pe o lună de vacanță cât eram, sau pe 2 luni, primeam 500 de lei sau nu știu cât. Ce făceați cu banii? Vă amintiți ce ați făcut cu primul salariu? Nu mi-am amintit, nu. Probabil că m-am dus la mare. Părinții mei la Făgăraș aveau o vază de cristal, primeau, cum era în comunism atunci, că erau puține obiecte pe care puteai să dai bani. Și la un moment dat, jucându-mă cu sora mea, era un covor foarte greu care era împăturit, un sul așa, și a căzut pe... și-a spart vreo 3 vaze din alea. Și atunci am promis mamei mele că din primul salariu o să-i le cumpăr. Nu s-a întâmplat. Eu așteptam să spun și mă pregăteam să afirm ce frumos că ați ținut minte boacăna din copilărie. Cine câștigă mai bine astăzi, noastră sau soția? Eu, în momentul ăsta eu, da. Noastră. Starea relației noastre a fost vreodată afectată de luptele politice pe care le duceți? Răspunsul este și da și nu, în sensul că în mod esențial deloc. Dar sunt momente în care mi se reproșează și de Mirabela și de copii că sunt absent, că sunt cu ei, dar de fapt gândul meu e în altă parte. Paparații, titluri răutăcioase? Foarte puțin, foarte puțin, da. Mai stau fotografii pe urmele noastre? Simțiți așa în spate? Să vedem ce apare în campanie, pentru moment eu nu i-am văzut. Nu, acum... Mama mea era foarte afectată de ce se scria despre mine. Foarte, foarte afectată. Eu am fost un an, doi, că deja, probabil că sunt deja 15 ani de cât sunt în viața publică și la început mă afecta, într-adevăr, nedreptatea. Acum am așa răbufniri, dar foarte, foarte rare. În rest m-am imunizat. Cred că important este ca tu să știi că faci tot ce ține de tine pentru... ați îndeplinit mandatul pe care ți l-au dat oamenii, sunt relaxat. Dar mai în fine. Citiți mereu presa în fiecare zi? Nu. Nu? Nu. Nici presa sportivă? A, da. Deci încerc să prind jumatea de oră înainte să se culce copiii, de asemenea în weekend. Și într-adevăr, fie înainte de somn, fie peste zi când sunt foarte obosit, mă relaxează să citesc ceva ușor. Ceva ușor, presa sportivă. Deci sunt destul de bine informat. Care este sportul care vă mai scoate astăzi din casă? Să mergeți la stadion, la un meci? Păi, avem o echipă de handbal la primărie și... Mergeți de fiecare dată la meciurile echipei de handbal? Nu de fiecare dată, pentru că... Dacă stau și mă uit de acasă, înseamnă 100 de minute. Dacă mă duc până la sală, euforia de după meci durează 4 ore și prefer de foarte multe ori. La meciuri importante am fost. Dar la fotbal nu? Mi-ar plăcea. Acum aștept să crească băiețelul să mă duc cu el, că cu fetița n-am avut. Pe fetiță o luați la handbal și luați băiețelul la un meci. Cu cine țineți? N-am răspuns niciodată la întrebarea asta, cu echipă din București. E bine să n-aveți. Cu echipă din București. Câte fire de păr alb v-au apărut de când sunteți la primărie? Cred că am trecut de la 5 la 15%, cam așa ceva. E grea viața de primar? Da, e foarte grea. În momentul în care lucrurile nu sunt puse în ordine și e un organism foarte complex și care în plus nu beneficiază de flexibilitatea din privat. De exemplu, Din 3 ani de mandat, 1 an și jumătate am avut posturile blocate. N-am putut să facem achiziții ca să aducem urbaniști sau prinzători de câini sau lucruri din astea. Și atunci e complicat, sunt multe instituții, sunt instituții care n-au fost obișnuite cu munca, oamenii depind unii de alții, e complicat. Încercăm să armonizăm, să mai mutăm un om dintr-o parte în alta. Va veni vreodată să renunțați, să vă dați demisia? Din ce? Funcția de primar? Nu, asta niciodată, nu. Niciodată? Niciodată, nu, 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 nu. Pentru că au fost niște oameni care au militat, adică m-au ajutat în campania asta. Au fost niște promisiuni pe care le-am făcut oamenilor, nu, niciodată. În plus, eu m-am dus acolo în anul 2020, după ce din 2006-2007 mă preocup de București. Deci ar fi culmea ca după atâta timp... V-ați pregătit, nu, ați stat la încălzire atât de multă vreme, nu, încât... am fost umilit de multe ori de decizii, adică eram în fața unei case care se demola și eu nu puteam să fac nimic, deci știam că am dreptate. Nu poți să renunți acum când ai decizia și poți să faci ce ai visat că poți să faci. Da. Aveți obiecte personale în biroul de la primărie? Am în rucsac, am mai multe lucruri pe care mi le-a desene, pe care mi le-a făcut fetița mea, pe ele le iau. Chiar în primărie are ea un sertar în care își ține lucruri, obiecte de ale mele nu. Nu, n-ați personalizat biroul, deci nu intenționați să rămâneți mai multă vreme acolo? Un mandat intenționez. Încă unul? Și după aia mai vedem. Și după aia mai vedem. Se apropie pauza de publicitate, dar vreau să ne spuneți înainte, pentru că știu că sunteți pasionat de filme polițiste, 2 recomandări pentru cei care vor să vadă așa ceva. Da, vreau să fac, nu știu cât mai avem până la pauza publicitară. Eu am fost pasionat de filme adevărate. Numai că acum am nevoie de un film care să mă ajute să dorm. Un film adevărat, am văzut de săptămâna trecută, am văzut filmul care a luat Palme d'Or acum câțiva ani, filmul sud-corean Parazite. N-am adormit ușor după el. Și atunci, mai bine văd un film cu o intrigă, cu un mic mister, și pot să și eventual să adorm, da. Colombo tot timpul. E prins întotdeauna criminalul la final și puteți dormi liniștit. Da, știm, da, și mai ales personajul și toată atmosfera și... Colombo și Colombo. Colombo și Colombo. 2 recomandări. Ne oprim pentru publicitate, revenim în doar câteva momente, rămâneți cu noi. Ne-am întors la cină în această seară. Suntem cu un invitat pe care eu personal îl vânez, dacă pot să spun așa, de multă vreme. Vă mulțumesc că sunteți în această seară în studioul nostru și mă bucur că ne dați ocazia și le dați ocazia telespectatorilor, oamenilor să vă cunoască altfel decât o fac din emisiunile de știri de la Digi24. E un atelier de gătit și ați găsit un vânat. Da, vă plac bancurile? Da, n-am mai avut timp să mi le reîmprospătez. Dar unul vechi care se poate spune la ceas de seară la televizor, aveți? Deja la postul ăsta am spus un banc nepotrivit, parcă n-aș vrea. Nu-l repetați, nu-l repetați, spuneți-ne altul, vă rog. Am auzit un banc recent, soft. Un tată cu un copil de mână se duce la prima grădiniță, nu era acolo. Se duce la a doua grădiniță, nu era acolo. Se duce la a treia grădiniță și copilul îi spune: tati, dacă mergem din grădiniță în grădiniță, întârziem la școală. Da, bun, de ținut minte. Cine a fost cel mai bun primar al capitalei din istoria recentă? Greu de spus. Nu o să dau răspunsul ăsta. Interbelic erau mai serioși și aveam și planuri de urbanism. Vă enervați vreodată? Mi se întâmplă, da. Și cum reacționați? Adică ridicați tonul, dați cu pumnul în masă, faceți ceva? Îmi trebuie să mărturisesc. O să spun asta la sfârșit de mandat, că am dat cu calculatorul în masa de birou și au rămas 2. Deci ați lăsat urme în primărie? 2 găurele, dar în general încerc să disimulez. Adică cred că în politică e foarte important să vezi și pasul 2 și pasul 3. Dacă ai reacția de prim moment către cineva, s-ar putea să strici ceva de care ai nevoie ca să construiești mai departe. Și cum reușiți să vă stăpâniți furia atunci când ea vine? Că sunt convinsă că în viața de primar sunt situații în care vă întâlniți cu nervii. Nu știți că cunoașteți bancurile cu ardeleni, eu sunt un ardelean. Eu credeam că nu. Deci dacă ne mai spuneți încă unul, eu îl primesc cu drag. Da. Nu. Ardelenii sunt mai așezați. Eram la o petrecere, cred că sunt foarte mulți ani de atunci și era și alcool pe masă și așa. Și un bucureștean i-a spus unui prieten de-al meu: m-am săturat de voi, voi toți idealizați Ardealul, dar toți veniți în București. Și prietenul meu a răspuns: da, ca să ardelenizăm București. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, domnule primar, bucurii simple? Păi, drumul pe care îl fac dimineața cu fetița către școală e foarte interesant. Discutăm de toate. Ce e Sfântul Duh? Ce e Sfântul Duh? Sunt curioasă ce i-ați răspuns, desigur. Păi am luat-o mai pe departe. Am vrut să explic că există ceva care nu e material. Am încercat să definesc sufletul. De la suflet m-am dus mai cam în felul ăsta așa. Bun, deci bucurie simplă reprezintă să vă duceți fetița de mână dimineața. Cu copiii, da, cu ambii copii. Pur și simplu să stau în familie. Bineînțeles, să vorbesc cu rudele care au rămas la Făgăraș. Bunica mea a murit acum un an, era o imensă plăcere să vorbesc cu ea. Era o persoană care mă cunoștea foarte bine, adică și tot timpul îmi punea întrebări care mă surprindeau. Când v-a lovit destinul foarte, foarte tare? Care a fost cel mai dificil moment din viața noastră de până acum? Fără îndoială, probabil că la toată lumea așa, când pierzi pe cineva apropiat. Din fericire am avut echilibru și am avut familia. Am avut inclusiv, asta m-a impresionat când a murit mama, am îngropat-o și a fost masa aceea care se face și toți oamenii din satul ăla, când s-a terminat, au venit la noi și ne-au spus: uite, același lucru, disputări și unul după altul, asta m-a impresionat. Care vă este cea mai dragă amintire cu mama dumneavoastră? N-aș putea să spun acum, adică nu-mi vine ceva, e o prezență, dar e cu noi, adică e în noi. Da. De la cine ați primit cel mai important mulțumesc? Sunt oameni de pe stradă și asta mă impresionează foarte tare. Stați de vorbă cu cetățenii care vă opresc? Da, sigur, da. Și într-un fel și în celălalt. Vă mai și ceartă? Desigur, da, desigur, da. Ce să le explic? Ce vă reproșează des? În general, reproșurile sunt pe lucruri care trenează de foarte mult timp în București și oamenii, unii dintre ei, nu înțeleg că nu se pot face deodată toate. Și aveți răbdare să le explicați? Încerc, nu totdeauna conving. Da. Acestea sunt reproșurile și mulțumirile? Vin pentru? Pur și simplu, sunt oameni care vin și spun: vreau să vă mulțumesc pentru ce faceți. E foarte important. Ce vă emoționează foarte, foarte tare, profund, adică atât de tare încât chiar să plângeți? Când ați lacrimat ultima dată? Când ați plâns ultima dată? S-au născut copiii, desigur. Da. Dar așa am o educație mai strictă care spune că bărbații nu plâng. Deci, am rămas. Dar e un cântec cu "și bărbații plâng câteodată", nu-i așa? Nu știți, nu? Probabil din opinia. Interesant. Unde vă găsiți refugiul atunci când aveți nevoie de liniște? Acasă. Copii, da. Și este ultima întrebare, o adresez de regulă tuturor invitaților care vin la cină. Ce v-ar face mai fericit decât sunteți astăzi? Mulțumesc lui Dumnezeu foarte bine cum sunt. Nu vreau. Bineînțeles, pentru mine, pentru București, pentru România, pentru oamenii de aici, îmi doresc multe, dar pentru mine e foarte bine cum sunt. Credeți că o să îmbătrâniți în România? Sunt convins. Deci am stat 6 ani în Franța, nici o secundă n-am avut gândul de a rămâne acolo, pentru că noi avem o identitate colectivă care vine din limba pe care o vorbim, din cum s-au raportat părinții noștri, bunicii noștri, la lucrurile importante, la viață, la moarte. Nu poți să schimbi asta. Adică poți dacă vrei, dar pierzi foarte mult din tine. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezența la cină. Dacă v-a plăcut, mai poftiți pe la noi. Cu mare plăcere, mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la cină și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, ora 21, sâmbătă seara, Digi24. Pe curând!